astăzi, 25 martie, toți convocați în ședință ordinară prin dispoziția domnului primar 182 din 18-a 8-a 2023. Fac prezența, sunt prezenți toți consilierii. Fac precizarea cu toate materialele care au fost avizate și de legalitate și de către comisie. Dau cuvântul domnului președinte de ședință Moțoc pentru a supune la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Bună ziua! Începem prin a supune la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Majoritate extraordinară. Dăm citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Pâncești, județul Bacău, prin virări de credite, inițiator primarul Comunei Pâncești. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Pâncești, județul Bacău, la programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în conformitate cu administrația Fondului pentru Mediu. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului extindere de apă și canalizare în Comuna Pâncești, județul Bacău. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului modernizare drumuri locale în Comuna Pâncești, județul Bacău. Inițiator primarul Comunei Pâncești. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului amenajare drumuri de exploatare agricolă în Comuna Pâncești, județul Bacău. Punctul 6. Diverse. Punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Ajutate. Teribil. Proiect de hotărâre privind rectificarea. Domnul contabil, domnule, aveți cuvântul. Având în vedere ordinea de zi din ședința de astăzi, avem de făcut două rectificări de buget, prin virări de credite, una la bugetul local și prin creșterea veniturilor la sursa IE. Această rectificare se învârte în jurul funcționării rețelei de apă. După cum s-a mai vorbit în ședințele anterioare, noi v-am arătat și v-am supus atenție dumneavoastră facturile la energie electrică. Chiarii n-au mai scăzut în niciun fel, din contră au mai crescut. Deci Pâncești 42.000 de lei noi și pompa de la Pâncești, iar pompa de la Soci 26, 27, 28 în fiecare lună. Noi am făcut o rectificare de buget cu creșterea prețului la tariful de apă. Sigur că nu mai este vorba despre o altă creștere, ci este vorba despre a supune în buget aprobarea la sursa E, că nu mai avem credite de a face plățile la pompa de apă, la pompele de apă, la activitatea autofinanțată apă canal. Da? Deci am prins în buget 4 luni, câte 70.000, 40 plus 30, 70.000, 7 ori 4, 28, 2.000, 280.000 lei, da? Bugetul inițial era de 766 cu 280, deci avem un buget de 1060 pe canal, pe cu apă, gunoi și activitatea de la căminul cultural. Dacă ne uităm cu atenție, vedem că veniturile bugetului local de pe plan local sunt 1300, iar la activitățile autofinanțate 1060, adică aproximativ egal, un pic de diferență. Ce am făcut? La bugetul local, datorită faptului că nu avem creșteri de venituri, a trebuit împreună cu domnul primar, cu doamna viceprimar, să analizăm foarte atent bugetul care îl avem în execuție aprobat de către dumneavoastră. Și am încercat să reducem cheltuieli de acolo la bunurile și serviciile din administrația locală, din servicii de dezvoltare publică,
am identificat 340.000 de lei la bunuri și servicii. Unele vrem să le direcționăm către 200.000 de lei liberăm de la capitolul canalizare, de la canalizare, la capitolul panouri fotovoltaice, virăm 200.000. Adică vreau să vă spun că, pe lângă faptul că rectificăm bugetul astăzi, am luat măsura de a, după cum știți, de a face panouri fotovoltaice pe cele două pompe de apă. Panourile, numai pentru pompa de la Pâncești, deocamdată, ne costă 328.000 de lei. 200.000, vreau să vă spun, că îi virăm de la canalizare, unde avem o rezervă, o economie, și 128.000 îi virăm de la bunuri și servicii, de la drumuri. Adică o să ne mai strângem cu reparațiile curente pe drumuri și virăm 128.000 la panouri fotovoltaice. 200 și 128, e taman suma care spuneam, de 328, care am plătit deja o parte din ea, conform contractului avans, și așteptăm să începem lucrarea. Diferența de 30.000 de lei o ducem la Casa Specialistului, la SF, la proiectul pentru Casa Specialistului, la construcția bugetului am avut numai 30.000 de lei, că atât am eu permis atunci, acum trebuie să achităm suma ca să putem face cunoscut la fondurile europene, să trimitem întreaga sumă achitată ca să banii o să-i primim înapoi la fondurile europene, da? 182.000 de lei i-am direcționat către drumul pe care intenționăm să-l facem la Pâncești. Noi nu am avut acolo decât 1386, ne mai trebuie să cheltuieli eligibile 182.000 de lei. Ca urmare a extinderii a unei suprafeții de drum, pe tronsonul acolo, către pădurarul, sus pe deal. Da? Da. Deci total virări de credite, 540.000 de lei. Bugetul inițial 13.195, virăm dintr-o parte în alt capitol, 500 lei, rămâne la aceeași sumă de 13.195.000 de lei. Vreau să vă spun că prin această virare de credite, făcând economii la bunuri și servicii, am crescut bugetul de investiții cu 340.000, de fapt cu 540, dar 200 erau tot în cadrul bugetului de investiții și o să avem un buget de investiții de la 5.781 la 5.121, cu o creștere de 540.000 de lei. Cam asta este prezentarea despre buget. Mi-ar fi plăcut să avem sume mai mari, să avem, dar o să avem, odată cu transmiterea datelor pe lucrările executate la Casa Specialistului, la modernizarea de drum local care se face la Pâncești, care e în execuție acum, pe măsură ce avem toate datele și recepții parțiale și după aia finale la aceste lucrări, o să înaintăm la fondurile europene, la PNDR, și o să primim sumele în buget. Sumii pe care tot în ședințele de Consiliu le vom prezenta și le vom duce acolo unde va fi cazul și nevoie. Vă mulțumesc pentru atenție. Direcția la Ioan. Acolo nu vinde din noi. Trebuie să prieni de și prețul. Noi, doamna viceprimar, au făcut 2-3 adrese la NRE, prin care s-au arătat de ce a crescut suma la energia asta, adică dacă dintr-o factură la pompa Pâncer, de exemplu, un motor care are, îl bagi într-o pompă de un leu, are 2 kg, cât un bidon de 2 kg, da? Care are 3 kW, nu? 5. Și avem două motoare care funcționează pe rând, nu le punem odată, da? Avem curent de energie activă, 9.000 și ceva, 8.000 și ceva, și până la 42.000 e reactivă. Energie coercitivă, se cheamă într-o mie de feluri. Toate denumirile. Da, toate denumirile. Deci,
1 pe 4 dintr-o factură e energia adevărată, consumul real, și 3 părți sunt energia... Eu răspuns, puteam să, nu știu dacă... Am eu aici, dacă vreau să... Dar eu răspuns, domnul primar, are că să schimbăm soluția, că să facem... A, și în final o să fim obligați să schimbăm soluția acolo, pentru că soluția aleasă acum 12 ani, în 2010-2011, transportul energiei era statul, nu era privatizat. Și atunci soluția a fost bună, deci nu trebuie acuzat nici aia cu ales soluția cea mai ieftină. Cea mai ieftină așa și sigură, deci pentru timpul a fost bună. S-a dovedit că acum fiind și transportul privatizat, se măsoară energiile, adică și aia activă, și inductiva, și reactiva. Sunt trei pe contoare, sunt trei măsurători. Și am încercat toate variantele, deci singura soluție să schimbăm, să găsim altă variantă, să schimbăm locul de consum. Aici înseamnă alte cheltuieli, că avem experiența de la pompele astea două, de la țările astea, de la Chifane, Ioana, Nica de acolo, care ca să ne alimenteze cu energie pentru canalizarea acolo, au venit cu cablu până la transformatorul de la Sandu, de la Sandu Ion de aici, deci vreo 700 de metri, care au costat și acolo bani destui, 50-70 de mii de lei, și plus că ei trebuie să facă eu o întărire de rețea, să schimb transformatorul, să pun de putere mai mare, să schimbi conductorii pe stâlpă, deci au prea au și ei nu prea mai investesc, e adevărat. Acum noi am mers pe varianta că dacă montăm panouri fotovoltaice, reducem foarte mult din, 40-50% sperăm să reducem din consum și să putem funcționa. Deci, din punctul meu de vedere, ca și primar, sub nicio formă putem renunța la apă. Deci apa trebuie să curgă și nici prețul să mai crească. Deci, începând de momentul de față, trebuie să... Doar dacă va fi o inflație galopantă și... Deci pierderile astea nu trebuie să le plătească. Chiar am avut discuții cu cetățeni veniți prin afară, care mai văd ședințele în Consiliu, și noi am aprobat la o ședință cu 20% să plătim din bugetul local. Votat în Consiliu aici. Deci să susținem factura cu 20%. Și am găsit persoane care nu erau mulțumiți. Spunea, doamne, dar de ce să plătim noi pentru care nu avem apă? Că sunt și care nu au apă. Că e bugetul tuturor, cel la total comun. Să plătim noi pentru cei care nu au apă. Asta e o măsură provizorie până când intrăm în normal, că nu putem lăsa 1200 de gospodării fără apă. Dar eu sper că până la finele anului ăsta să o reglăm într-o confirm, adică să schimbăm și să închidem, cel puțin ca și plan asta am avea, să închidem locul ăsta de consum de la Pâncești, obligatoriu, și să lăsăm să panouri, cam două pompe, să vedem cât de mult putem reduce consumul acolo. La fel și la Soci, avem distanță 1,5 km de la rețea și nu o să ne poată 1,5 km de la transformator, la Căminul Cultural la Soci. Și nu ne acceptă deloc schimbarea soluției acolo. Garantat, pentru că peste 1 km nu mai dă voie să... Da, noi mai avem extinderele de rețea, să vedem ce o facem cu ele atunci așa. Da, anul ăsta dacă reușim să închidem punctul de consum de la Pâncești, să mergem pe panouri fotovoltaice și să ne racordăm de la stația Pau 5, asta de la țările, nu știu, de la asta, sperăm să facem o economie consistentă. Vedem, deși avem consumuri foarte mari, deci nu trebuie luat în calcul că câte kilograme sau ce volum are pompa de apă, că sunt flexuri care consumă de să strâng becurile când pornesc sau mașini, de el depinde de ce forță are. Cam, am făcut o medie să mergem în caz de nu mai avem ce plăti sau asta să mergem pe generatoarele astea care le avem în curte aici. Și avem consum de 70-100 de litri de motorină la zi, la 24 de ore. Și într-o lună de zile s-a constatat, în funcție de cât consum am avut, că pompele funcționează cam 20 în 24, media.
Și atunci ar consuma carburant tot aproape de banii ăștia. Deci și cu uzură și cu generatorul mai strict, cu piesă. Generatorul mai strict, e uzura mai mare. Și atunci mergem tot pe varianta cu panouri fotovoltaic să reducem un pic curentul. Cantitate de energie și să... Generatorul da. Într-un cuvânt, dacă ne mai urmăresc cetățenii, să înțeleg toată lumea că apa nici nu se va mai scumpi și vor și avea... Dar dacă avea motorile din mai aproape de la... Problema e... Problema e să fie toată contorizată, să fie... să plătească majoritatea, adică mai e câte o restanțiere, dar să înțeleagă și cetățenii că nu face nimeni pomană cum e să ne dea curentul acum și să-l plătim peste 3 ani, cum ziceam, las, cum plătim noi vreodată, păi plătim vreodată, dar ne dai curentul și rămâne ferat. Domnul Armin, vreți să spuneți ceva? Da, domnul din o prezentat domnul contabil, am făcut un calcul aici și a zis așa că 420.000 de lei cheltuiala pe curentul electric. La pompa cu cești. Iar fotovoltaicele 300.000 de... 328.000 de instalat. Dacă facem un calcul, ar fi plata pe 75 de luni. 75 de luni. 7. 7-4-2-9. Să amortizeze cele 300.000 pe fotovoltaice. Pe 328. E 70.000 cu tot cu pâncești. Nu, da. Asta înseamnă o amortizare de 6 ani. Este un avantaj foarte mare. Deci, după, în primul rând, că energia electrică crește continuu, deci acum plătim 42.000, la unul s-ar putea să plătim 50, 60, nu știu cum. Deci, mântând fotovoltaice, cred că cea mai bună soluție asta este, după 6 ani, nu vom mai avea cheltuială pe zi. Sau vom avea foarte mult. Mai redus, da. Asta e jocul meu de-a voi folosit. 7 luni, 7 luni. E, mai necesită... Foarte bine. Este cel mai bun soluție. Da, dar nu, mai mult de 30% din... Nu se poate. Nu se reduce mai mult de 30%, să fie realist, pentru că panourile vine frigul acum și o să fie foarte puțin. Deci nu, trebuie să vedem o lună de varmă. Nu se poate instala fotovoltaice cu darea în rețea a surplusului. Așa vrea să fim cu prosumatoare de contractul, dar... Îi plătesc 24 de joi și nu contează când și dacă după aia ce să dă bani să Soluții de oameni așa. Dar nu o să reușim să plătim întreaga sumă la factură. Deci, cum zice domnul primar, o să plătim un 60, un 40 de lei, cât la sută din total factură. Dar e o sumă bună. Și dacă schimbăm rețeaua, schimbăm soluția cu rețeaua, și nu să fie, va fi economia, să nu mai plătim energia asta inductivă. Da, da. Ia banda. Mergem mai departe. Supunem la vot punctul 1. Cine este pentru? Abțineri? Nimic. Împotrivă. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Pâncești, județul Bacău, la programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu administrația Fondului pentru Mediu, inițiator primar Comunei Pâncești. Dăm cuvântul domnului primar. Despre ce e vorba? Știți că pe programul RAVLA de 3.000 de lei, partea noastră la e RAVLA locală, da. 3.600 de lei trebuie să cofinanțeze UAT-ul și 2.400 fondului mediu. Cum la Pâncești, prin aparatul de specialitate a primarului, prin ne-am scris în platformă, că e o platformă în care ne scrim, deci cetățenii pot să depună cereri și dosare cu tot ce trebuie. Și am să dau așa în mare câteva. Deci noi suntem în regulă, am să încărcat în platformă, cum mai e...
Zice așa, pentru participarea în cadrul programului, solicitantul de finanțare, beneficiarul persoanei fizice, are următoarele obligații. Să asigure că unitatea administrativă teritorială Pâncești în raza, să asigure că are domiciliu în raza comunii Pâncești, să respecte procedura internă, domiciliu și cetățeanul, că dacă nu ai domiciliu aici, ești de la dealul Mării, trebuie să faci pe dealul Mării. Nu să vin aici. Să respect, adică noi noi avem și mașina și cetățean. Deci mașina să fie înscrisă la Pâncești și în schimb ce am constatat aici că dă voie să fie doi proprietari. Deci dacă să semnează am doi proprietari dacă sunt coproprietari. Să respecte condițiile prevăzute la articolul 5, articolul 6 de mai sus, pentru că nu suntem de pentru asta. Casare. Solicitarea de finanțare va fi verificată așa, unitatea de noi, să vedem ce e mai important. Se pot înscrie doar solicitări de finanțare care au domiciliu în raza unității administrative teritoriale comunii Pâncești, în limita sumelor prevăzute în contractul de delegare. Deci noi pe total comun am prins ca și o grilă în funcție de număr de locuitori. Noi aveam dreptul până la 50 de mașini maxim. Noi am prins cifra maximă, 50 de autoturisme, pentru că dacă am prins 50, puteam casa 30. Dacă am prins 30, nu puteam casa 40. Deci am mers pe maxim cât putem. La 600 lei nu e o sumă așa de mare. Adică nu e un impact financiar asupra bugetului local atât de mare să nu putem susține. Deci, cetățenii care depun dosare trebuie să depun un angajament că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 sau inferioară, termen de 3 ani de zile de la primirea stimulentului. Deci cei care primesc stimulentul ăsta și vor să-și cumpere mașină, trebuie să o ia de la Euro 5 încolo sau electric sau, da, acolo, ea îl dă direct pe ce primești banul? Declarația pe propria răspundere că nu obține și nu este pe cale să obțină finanțare din proiecte ori programe finanțate de la fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv programul de stimulare a înnoirii parcului auto, programul 2020-2024 sau prin programul privind reducerea emisiilor de gaze. Deci să nu fie beneficiat la de alt program. Declară spre probe răspunde că nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâri judecătorească definitivă. Declară spre propria răspundere că autovehiculul uzat conține componentele esențiale, motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice din gestiunea acestea. Calculator de bord. Da, calculator de bord și ce mai trebuie să avem. Dacă acestea au fost prevăzute din fabricație, precum și mențiunea referitor la faptul că declarația și angajamentele sunt reale, corecte și complete față faptul că solicitantul urmează prevederile legii 286. Am fost cu CLP-ul la consultațez și m-au trimis, m-au refuzat până am găsit alternatorul care era pe la cineva când s-a făcut. Da, acum trebuie să respectăm regulile de astăzi. Persoanele interesate vor depune următoarele documente. Ca să duceți vestea în sat, în comunitate. Actul de identitate al solicitantului în copie conform cu originalul. Carte de identitate a mijlocului de transport în copie conform cu originalul. Certificat de matriculare în copie conform cu originalul. Certificat de eliberare, certificat de atestare fiscală de către compartimentul veniturilor unității administrative teritorial, de să aibă impozite la 10, certificat de atestare fiscală valabil în care se rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată, taxe, impozite locale la ANAF, deci certificat și la ANAF, în puternici în original sau copie legalizat, dacă este cazul, facem puternicire, actul de identitate al împuternicitorului, dacă este cazul, extras de cot în vederea virării stimulentelor pentru casare, în cazul aprobării cererii, acoperind preluarea datelor cu caracter personal, adevărință de dezmembrare emisă în centrul electoral și centrul în 30 de zile, în situația în care, după ce o duce la casare, se vine cu adevărința la dosar, pe datul la ICM, în situația în care autovehiculul dat care face obiectul dosarului primind casarea, este distribuit de coproprietari. Deci am doi coproprietari, în situația în care se refinanțează
care e cu partaj, cu asta trebuie să fie definitiv, dacă nu s-o... Deci ca să înțelegem că sunt mulți cetățeni care vin și am și o mașină, dar iau tata și zic, de ce dată? Trebuie să, să dezbat succesorul și să revină. Să fie unic proprietar. Sau doi proprietari, dar să fie în viața amândoi. În termenul de 15 zile de la data de punere se va înainta primarul dosarul împreună cu referatul de aprobare, respectiv respingere. Să analizează și să aprobă sau să respinge dosarul și să face o notificare. Nu am pic ca să înțeleg. Să face o notificare și să transmite cetățeanului de ce s-o respins sau dacă e aprobat. Îi se face cunoscut că e aprobat. Dar așa trebuie să fie stare de funcționare? Să aibă toate componentele. Nu spune să fie în stare de funcționare, dar să n-aibă nimic lipsă. Complet. Nu spune nici să aibă ITP. Eu, cum spuneam alții, că te oprigă să ai ITP. Nu, nu, nu trebuie să aibă. Nu, dar vorbim de programul ăsta de astăzi. S-o ai pornită, s-o... Păi dacă e pornită, nu mai era aba. Mă mai dau la ei. Nu, să aibă toate componentele. Să ai, bună. Da, în cazul nerespectării de către beneficiar. Haideți să vedem reacțiile adverse, ca la medicamente. În cazul nerespectării de către beneficiar a asigurămentului de casare, angajamentul că nu va achiziționa un 8 cu euro mai mare de 5, euro 5, să recupera, să face recupera sumei datorate, să face cu actualizarea acestuia, cu indicele prețurilor de consum și cu dobânda legală. Deci cel care va constata că nu respectare legea, da, așa, o lua banii, dar nu și-o lua mașină euro 5, 6 sau hibrid sau altceva, se va verifica lunar în situația în care se constată că un beneficiar al stimulantului de casare a dobândit un autoturism cu normă de poluare euro 5 sau inferioară în termen de 3 ani. Deci perioada de monitorizare a stimulantului ăsta e 3 ani de zile. După 3 ani poți să-ți iei mașină sub euro 5. Dacă nu iei, am văzut dobândul de aia. Să înțelegem niște aspecte. Da, îți mai e vechi. Ce? Da, cam astea sunt linii mari. Noi suntem, avem cere, avem anexele care trebuie să trimită fiecare posibil beneficiar de stimulant. Da, cam asta e. În linii mari, cei care sunt interesați să mă informează și pe internet, ghidul 3.000 de lei, 2.400 de la fondul de mediu și 3.600 de lei. Nu, nu se dă banii din primărie și recuperăm noi suma, trebuie să aștepte fiecare dosarul, când vin banii de la fondul de mediu, avem și noi obligația să, să cofinanțăm partea care o primim de la fondul de mediu. Deci nu, când o terminat de făcut dosarul și eligibil, la două zi să vin după bani, ca să se înțeleagă. Da? Bine, cam asta e la... Cam asta e la punctul 2, nu știu, să punem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul David Neculari, puteți împotrivă? Era împotrivă, văd cu tot numai. Da, trecem mai departe la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului extindere rețea de apă și canalizare în comuna Pâncești, județul Bacău. Dăm cuvântul domnului primar. Deci extinderea, practic, e un nou proiect, nu e extindere la rețeaua de apă care avem. Vrem să inițiem un proiect pe fondul de mediu care cu, se garantează că avem bani și să, va fi finanțat. Să avem să facem un proiect pentru satele Fulgere și Chilebel de aducțiune de apă și canal. Deci nu se dă voie numai de apă, deci să fie, mă înțelegi, să va fi și canal și apă, dar vom face cu, cu fosse de dimensiuni mai mari pe grupuri de gospodării. Deci cum e la Chilebel, în capăt, că el curge gravitațional, în capăt se va pune o fosse de 60 de metri cub, 100 de metri cub și ea trebuie să se doteze cu o cisternă de vitanșare și se va colecta apa uzată de la Chilebeni și Vulcere și se va transporta la stația de epurare de la Dinie sau de la Petrești, unde să le vină mai bine. Din punctul meu de vedere, nici o lucrare n-ar trebui să, să facă și noi chiar nu prea am făcut lucrări
decât după ce s-au făcut canalizările. Și eu cred că fiecare om trebuie să aibă șanse egale ca la 112. Deci nu contează că e cetățeanul de la Fulgeri, de la Chileben, trebuie să aibă apă toți. Poate să întrebați de ce am avut acum un an, doi rețineri să extindem, să inițiem un asemenea proiect. Una, că erau prea multe și constat că ne-am cam dus cu ele către final sau le derulăm și nu ne-am blocat, deci asta e un lucru foarte mare. Și nu aveam posibilitatea să depunem. Acum am studiat ghidul, am vorbit cu consultanța, am vorbit cu proiectanți care ne face. Deci o să facem un loc de SFR pentru prima dată, ca să, până la obținerea finanțării, facem un memoriu, nu-l face proiectantul, dar un memoriu tehnic cu tot ce ține de extinderile astea. Deci, repet încă o dată, apă, canal, Chelebien, Fulgeriș, complet, cu un puț de apă suprateran, ca să explicăm și cum va veni. Deci nu se mai fac subteran, suprateran și o să fie montat undeva la unde au fost poșările, dacă știți, la eu zona acolo, la Fulgeriș. La Fulgeriș sus și de acolo să curgă și înspre Chilebeni și înspre Fulgeriș. Și acolo să foreze? Nu, de fura se va fura la pod, cum intră spre pădure, aici, lângă Lucian Drăghici. Da, bazinul să fie sus, să aibă cădere, să poată alimenta inclusiv biserica din capul statului de aici și să curgă și către Chilebeni. Iar sub bazinul acolo, subterat, suntem cu 15 metri, 20 metri. Da, nu, va avea cădere. Problema e că vor fi și acolo cheltuieli cu pus forat, cu pompare, cu curent electric, cu toate astea, dar am observat că în Fulgeriș sunt foarte multe case noi, populația se va reîntineri, că au potențial de a se menține statul. Asta e. O să facem un memoriu tehnic, deci impact financiar până la semnarea contractului de finanțare noastră l-avem prea mare. O să avem pe consultanță, domnul contabil, o să avem 10.000 de lei pe depunere și restul după aprobare. Dacă deci noi ce riscăm acum? Riscăm 10.000 de lei ăștia care îi pierdem dacă nu o să fie finanțat acest proiect. Mai avem o extindere de rețea pe satul Motoc, că sunt solicitări ca să continuăm cu asfaltarea pe toate zonele și la Motoc avem drumul foarte îngust și ar fi anormal să asfaltăm și să vinem cu canalizare peste 2-3 ani sau cu. Și atunci venim pe proiectul ăsta cu extindere de canalizare pe statul Motoc, aproape un kilometru, cu stații de pompare de la gura Motocului, cum se numește, la intersecția cu DG252B, până sus la Troiți, acolo, ca acolo curge pe sistemul vechi, sistemul care deja e recepționat. Mai avem o extindere de canalizare în capul DNS-ului, zona unde avem pozorat, de la, să dau niște repere, de la magazinul la ultimul de pe stânga. Zona aia n-avem drumul județean până în capăt și ulița la Chelaru Ion, la Vale, de la Strugiu Ion, până la Miseile Mircea, a fost acasă la Miseile Mircea, n-aveam segmentul ăla, că curge înapoi și va fi acolo stații de pompare la intersecții care va pompa apa în poartă la Miseile Mircea și de acolo, prin cădere liberă, va curge în spaul 8, în ultimul spaul. Dacă tot am atins discuția cu apa uzată, inclusiv ieri am avut niște verificări în teren și s-a finalizat cu recepția canalizării. Canalizarea e în stare de funcționare, deci se poate branșa populația, într-un cuvânt, dar mai așteptăm un pic să vedem dacă reușim să facem branșamentele pe proiectul prima branșare, care noi deja l-am depus odată, a fost respins când n-am avut recepția la canalizare. Acum sper că l-am redepus, e redepus, dar o să ne ceară pe clarificare în cel mai scurt timp dacă avem recepția finală la terminarea lucrării. O avem, acum putem să. Ce număr de gospodării va deservi un număr de 160 de gospodării.
sistemul DNS. Avem sistemul, da, DNS pe încerci motor. Și va mai fi pe trei stoci fundul voi, acolo n-am făcut calcul cât timp gospodării, dar la, încă e în lucru, sunt cărcașe la ieri, deci în platforma, da, avem pentru sistemul pe trei stoci fundul voi, avem 18 milioane de lei, noi în celor 25 ne s-au aprobat 18 milioane, deci 180 de miliarde de vechi. Se va lucra și acolo, sper, din primăvară. Dumnezeu, sunt probleme până când se va licita, până ăsta, dar din primăvară, garantat, avem o aprobată finanțarea. Cam asta e. Confortul cetățeanului trebuie să înțeleagă că sunt comuni, nu aș vrea să dau nume, să nu supărați colegi, dar sunt comuni de două ori la două zile apă. Și în două ori, nu știu dacă cât de gospodin ar fi, femeie nu poate să-și speli, să dea și cu mopul, speli și la mașină să... Două ori, nu sunt plinici, nu fac așa dus. La noi nu au lipsit două ori pe lună, ca să zicem așa. Sau, nu, ca să fim mai realiști, sistemul de apă Pâncești a funcționat 24 din 24, deci nu a fost oprit total niciodată. Deci el, dacă s-a oprit pe un segment scurt la o avarie, s-a reparat zona aia și a funcționat. Deci, ca să livrăm apă 24 din 24, e o calitate a administrației publice locale. Deci, chiar dacă sunt consumurile care sunt, ăla cu două ore la două zile n-are cum să aibă consum de energie, ca noi care pompăm de 100 de ori mai mult, sau câte 200-300 de abonați. Noi avem 1200 de avem 95% din populație cu apă, cu canalul 50-60%, dar o să extindem și canalizarea. Deci dacă sunteți de acord cu inițiarea acestui program, vă rugăm să aveți încredere că îl putem duce. Vă rog, supunem la vot, am crezut că vreți să luați cuvântul. Sunteți împotrivă? Sunteți împotrivă? La pulverie? Nu se face la Costin Cotă, știi? Nu se face la... Eu zic că începem cu riscul că o să mai fie discuții cu program electoral, dar vom începe lucrările. Program electoral, da, ce da, vorie? Da. Nu mai punem la vot punctul 3. Cine este pentru? Împotriva, abține. Majoritate. Nu a fost rău, cu două mâini am votat. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului modernizare drumuri locale în Comuna Pâncești, județul Bacău. Inițiator primarul Comunii Pâncești. Domnul primar. Despre ce e vorba? Primar. După cum știți, sesiunea pe afier, sesiunea de finanțare 2023-2029 e începută și a apărut ghidul pentru modernizare drumuri sătești pe afier, deci finanțare pe fonduri europene. Ca să fiu sincer, aici mai am ceva rezervă, deci în prima fază chiar n-am vrut să inițiez această proiect, dar am mai discutat în ultimele zile cu consultanți proiectați și o să primim punctaj că avem canalizare și apă. Deci la canalizare și apă se primește punctaj de 15 puncte. Față de cei care nu au, îi depunctează cu 15. Dar pe noi ne depunctează cu 15 puncte ca mai accesat. Deci pentru prima dată când apare în ghidă, și cei care au luat, îi depunctează cu 15 puncte. Deci cumva nici nu crește nimic, cu cât creștem cu 15 aici, ne depunctează că am mai avut fonduri europene. E... Bruxelles a analizat să era un plus la fonduri europene, dacă ai accesat și nu ai avut probleme, ai un punctaj un plus. Da, acum e minus, deci ca să dea la toată lumea, că și de ce mai am rezerve? Pentru că sunt foarte puțini, că la nivel de țară, 100, eu vă spun ca să înțelegeți, sunt 100 de proiecte de 1 milion de euro. 1 milion de euro nu e istoric, cam cât am avut acum pe Anghel Salin, ăsta care îl facem, apoi de 1 milion de euro, pe la drumul sunt valori mari. 100 de proiecte pe 42-43 de județ, vine în medie un 2,3 proiecte pe județ. Vă dați seama că șansele sunt destul de scăzute, ca să zic așa, dar am mai discutat cu proiectanți și o să încercăm. Dacă nu, mult n-avem de pierdut, încercăm, pentru că...
poate mulți merg pe varianta asta că sunt prea puțini și nu se înscriu, poate cei care au punctaj mai bun, văd că tot cei cu intersectare în europeană și care au calificate, iau în plus 15 sau 20 de puncte. Noi avem legătură cu drumul județean, care ne dă și la drumul județean 8 sau 10 puncte. M-am uitat atent în ghid, nu mai țin minte, dar oricum avem la toate drumurile legătură cu... Am mai avea un 8-10 puncte dacă am avea școală, creșă, grădiniță, să deservească drumul ăsta, dar nu avem. Nu avem, nu putem nici grădinița să o mutăm unde facem drum, nici drumul, nici grădinița. În schimb, o să luăm cu prioritate, că o să trebuie să avem pe toate străduțele apă, canal complet, inclusiv o să facem dovada că se branșează, că avem programul ăla de branșamente. Deci, ca să înțeleagă cei care ne mai au sau care mai ducem vorba, că nu facem ulițele care vrem noi, care se cere, care se încadrează în ghid. Dacă luăm chiriabenul și cere recepția la apă, canal, spui, nu pot să-i dau proiectul, că am inițiat proiectul, să vii cu el recepționat, altfel îl cade, știți? Și atunci o să-l luăm cu prioritate la DNS, că toți sunt voci că la DNS nu s-a făcut nimic și cam ăsta e și adevărul că nu s-a făcut, cel puțin în mandatul ăsta, nu știu celălalt ce s-a lucrat, dar adică în mandat, în ăsta două mandate, că e gata și al doilea. De 8 ani de zile, finanțări pe localitatea DNS chiar nu s-a făcut și cred că ar merita. Dacă nu reușim să prindem finanțare de 1 milion de euro, am să insist la Consiliul Local în viitor să-l finanțăm pe buget local, pe un program multianual, adică în 2 ani de zile, dacă nu o să avem pentru an, să-l facem pe buget local. Adică dacă tot muncim și facem toate avizele, ducem către autorizare, că așa ne cere, ar fi păcat să nu-l ducem până la capăt. Și o să găsim soluții de finanțare. Până atunci, în 2 ani de zile, să zicem 3, o să terminăm și cu celelalte proiecte, că durează vreo un an până îl depunem, până facem toate actele, dacă vedem e eligibil, nu e eligibil, mai dăm înapoi, vedem care treabă. Și dacă nu, pe 2025 am putea să-l finanțăm din buget local, să nu treacă 2 ani de aici acolo, ca să nu pierdem valabilitatea certificatului de urbanism și avizilor. Și dacă se încep lucrările în timp de 2 ani de zile de la emiterea certificatului de urbanism, rămân valabile toate, știți? Și ar fi păcat să nu... Și eu cred că dacă am mai prinde un lot de ăsta de drumuri, ca să zic așa, că avem acum 7, și dacă am mai prinde vreo 7-8 drumuri pe afier, pe programul ăsta, ne-am mai rămâne puțin la nivel de comun. Ar mai rămâne Chelebien, un asfaltat care ar fi motocul, câteva ulicioare așa, dar 80% ar fi asfaltat. Vorbim de acolo unde avem aglomerații mai mari în populație și noi luăm în calcul mai multe aspecte, adică și câte mașini sunt pe zona aia, cât populații deservește finanțarea, că cum face, adică să lăsăm undeva 20-30 de oameni să facem pentru un cetățean. Că atunci am fi părtinitori sau adică n-am fi parțial, să zicem. Da, cam ca și segmente de drumuri pot să le spun ca să... Deci tot ce e făcut canalizare și toate sunt numai pe Pâncești, e logic, da? Deci ar fi strada la Vieneța, alea trei străzi, de la Gheorghe Aujân, care e continuă până în capăt, de la Sandel Colac, roată din drumul de țean, și ne întoarcem pe Cheța Victor, de acolo, pe la Surugiu Ion, și ieșim în drumul de țean. Deci, închidem toate segmentele alea la câți făcute, la Vieneț, și ar mai fi la Pâncești, Valea lui Lazar, 900 de metri, și pe la Plutenești, vreo 400 de metri, noi la Dineț, acolo, la cartierul nou, o 200 de metri, deci n-ar am face vreo 2 km și ne-am încadrat în suma asta. Cam astea ar fi străzile care le intenționăm să le proiectăm. Da, cum am spus, dacă nu reușim să prindem eligibilitate, ceea ce
E o încercare, cum am spus, nu avem punctar să spunem că sigur cu 99%. Deci la cel pe apă canal sunt bani pentru toți, numai cei care nu fac apă canal nu vor primi. Sunt directive de la Bruxelles cu poluarea, cu reducerea poluării, cu astea sunt pe, sub fondul de mediu pe care îl depunem noi, finanțat tot de tot din fonduri europene. Deci va fi bani pe apă canal. Să se termine în 4-5 ani în toată țara. Așa că, la drumuri, cum am spus, mai dă și la care nu o dat, mai... Bine, dar cum mergem pe buget local, sperăm să terminăm treaba. Cam asta e. Explicați-le care, dacă sunt discuții pe ea. Atunci, supunem la vot punctul 4. Cine este pentru? Potriva, abțineri. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului amenajare drumuri de exploatare agricolă în comuna Puncești și Bacău. Inițiator primarul comunei Puncești. Da, e vorba de drumul de exploatare care l-am mai depus odată cu un an și ceva în urmă și au fost puține proiecte și puțin bani, 1 milion de... adică pentru 100 de proiecte, 1 miliard de euro, 1 miliard de proiecte. Și s-au pus o condiție acolo să fie toate drumurile, nu numai întabulate, ci introduse în domeniul public. Nu le-am avut introdus atunci, ne-am trimis documentația la București cu toate drumurile astea, cu Căminul Cultural, cu noua valoare la Căminul de la Pânceri sau alte. Acum nu am înțeles că trebuie să facem modificare la inventarul public, să prindem tot ce avem de modificat. Da, noi am trimis documentația, trebuie să facem o adresă la, să văd în ce fază mai e, dacă trebuie să actualizăm sau să le trimitem ceva, ar trebui să luăm în calcul, să trimitem chiar. Cred că ar fi trebuit intabulate toate drumurile de exploatare circulabile, adică cele care sunt practicate de utilaj agricol. Și vă spun și de ce. Întâmpina mari probleme că cetățenii au intabulat loturi și sunt care trece peste drum și atunci el, dacă în titlul a avut întreg, îl intabulat cu tot cu drum. Și noi, cum a avut după titlul, și noi acum, ca să-l desfacă în două soli, trebuie să umblăm, să-i retragă intabularea pe segmentul ăla, să vedem dacă se poate, dacă nu e mai mult de 5%. Ei, dacă noi am intabulat dinainte toate drumurile, atunci când intabulează omul, se oprește în intabularea noastră și n-am mai avea probleme. Dar necesită și asta o cheltuială, să vedem dacă am avea bani, bugetul de la anul să-l dă. Aici am vorbit cu proiectanți, cu consultanții, deci tot cei care nu l-au depus data trecută o să-l depună, să-l depună pe gratis și o să ia bani de la... Problema e să vedem dacă mai sunt valabile avizele, dacă n-am ieșit din certificat de urbanism, că discuțiile despre 20 de ori și n-am avut timp să analizăm. Dacă o loc de la capăt cu toate avizele, nu ne încadrăm nici la asta. Deci, și la fel sunt puține proiecte, sunt tot 100 la nivel de țară. Dar, în schimb, aici nu prevede clauza aia că dacă ai mai luat, nu ți se dă. Deci nu, numai să ai punctaj. Noi am avut ceva punctaj, am fost între 95 și 98 de puncte, deci eram acum 2 ani sau da, anul trecut când am s-o analizat, eram cu șansă mare să trecem. Vedeam acum dacă îl putem de depune și să încercăm. Proiectul e făcut, deci nu mai sunt intabulate toate cum se cheamă, toate drumurile, segmentele de drum pe unii va trece drumul modernizat. Deci o să facem niște actualizări de cărți funciare care sunt gratis. Da, alea nu ne costă nimic. O să mai avem numai avizele și acordul. Dacă îmi cer avizele, o să mergem să facem din nou avize. Dar o să mai analizăm mai bine ghidul când o să iasă în formă finală, că încă nu ești în formă finală, e un proiect de ghid. Și atunci anunțam mai bine ce punctaj aveam și dacă... Dar noi am zis că dacă apare în... că e vorba de 2-3 săptămâni, să nu fim nevoie să mai... să avem hotărârea. Dacă o putem, reușim, dacă nu, rămânem în stand-by.
La medicină, domnul primar, ai căzut examenul de 9.99, ai căzut. Dacă n-ai 10... Da, da. Aici trebuie să ai 4 agenții economici, dar noi am avut, am trecut o să avem și anul, adică punctaj s-ar realiza. Să vedem ce, cât de repede trebuie și acolo documente. Da. Are cineva ceva de adăugat? Să punem la vot punctul 5. Cine este pentru? Potriva, abțineri. Mergem mai departe. Punctul 6, diverse. Mic, e obiectat, cu extinderea asta de gaze naturale și să mai mai treabă populația despre gazele naturale pe care tot sunt. Deci rețeaua de gaze naturale care se va acest proiect care se va iniția pe 3 comuni, pe Adeiu, pe Încerci, Corbasca, Tătărești, e aprobat 26 de milioane de euro. Avem obligația ca până la anul în vară să începem licitația. Deci dacă nu începem procedura de licitație până iulie la anul, ne-l dă neeligibil, dar noi sperăm că terminăm tot ce mai avem până atunci. Avem în ce fază suntem, ca să vă zic așa, că e un proiect mai complex, deci nu e un proiect la dumneavoastră. În primul rând e complex pentru că e 3 comuni și una să lucrează pe singură comună și alta pe 3. După aceea e complex că e un proiect cu rețele de gaz metal, rețele inteligente de gaz metal, asta înseamnă că funcționează și cu hidrogen, deci combustibilul care abia acum e în, în combinație, deci 4%. Îi spune că ar putea să meargă 80% cu gaz metan și 20% în hidrogen. La presiune mare. Na, nu știu, nu-i treaba noastră, spun ce spun proiectanții, dar la rețele de gaz față de drumul, față de canalizare sau apă, delegarea de gestiune, adică cel care va exploata și va distribui gaz, societatea care va distribui gaz către populații, trebuie să se cunoască dinainte de a face proiectul. Că în timpul execuției își asumă, va chema și de fiecare dată societatea care va gestiona acest proiect. Nu, e Delgaz în 2-3, Transgaz, Delgaz, Griga, au prin zonă. Deci, noi am luat în calcul că, sigur, tot ăștia, Cleja, care folosesc gaz pe Cleja, Răcăciuni, cât au acolo, puțin, la fel, în partid, Orbeniu, Valea Sacă, Sascotul și suntem pe procedură, deci, cred că într-o lună, două, adică cu câștigat de gaz, dar noi mai avem de, mai avem ceva de făcut acolo, am plătit specialiști care se ocupă de acest proiect, inclusiv manager de proiect, am plătit de la o firmă de consultanță, pentru că am cam bătut pasul pe loc, ca să fiu realist, pentru că am avut foarte multe proiecte și eram și reprezentantul ADI-ului, sau președinte de ADI și practic toată sarcina ar fi rămas în spatele meu. N-ar fi fost o problemă că nu aș fi făcut un efort în plus, dar nu s-a putut, atât se poate face. Deci sunt și proiectele noastre, deci eu nu puteam lăsa un proiect de-al nostru să deruleze și să mă ocup numai de cel de gaz. Și atunci multe discuții la nivel de județ cu colegii din celelalte două comuni. Și am plătit prin ADI din aia 70.000 care s-au virat, am plătit 35.000, deci 35.000 în perioada de implementare, la o firmă care se ocupă de plătit documentele. Ei, ca și președinte ADI, îi fac procură și se semneze numele ADI-ului în stampila și se ocupă... Dar este eligibil, nu? Da, până, dacă reușim până în vară să-i dă drumul la licitație. Sper că reușim, că... Noi suntem pe lista cu finanțați, deci avem 26 de milioane de euro. Și asta, ca și timp, ca să dăm și un timp de execuție, e până în 2028, deci nu se face în 2 ani. Da, da, deci da. Lumea se înțeleagă, în caz metan, aceste avize și acorduri e mai complexă. Da, și e periculos. E periculos și trebuie specializat, dar
suntem pe drumul cel bun, într-un cuvânt. Adică nu am ratat. Nu vă spuneam, Da. Sau nu mai se închide. Da, mai sunt mogibele, eu picat proiectul, că nu știu. Nu. Deci, bun bani, să-și plătească factura la gaz. Sunt bun bani, da. De parte. Că gaz, deci gazul se va finanța garantat, pentru că... Va fi așa răspunde. Vedeți cum se pune problema cu lemnul, cu tăierile. Da, de... Și o să pună problema în viitor și cu gazul, pentru că vor... reducerea emisiilor, nu știu. Da, dar noi avem cu hidrogen și hidrogen avem. Ia din apă. Avem lacul aici, hidrogen, doresc din apă, de la lac. Da, 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 hidrogen. Să nu știi. Sar în aer sub reculene, dar voi. Da, noi trebuie să vedem. Noi trebuie să vedem. Cea mai mare problemă de gaz metan special din Finlanda, care e făcut gazul din curent, apă și carbon. Da, să se găsească. Va fi gaz. Da, se va găsi la Toate statele componente comune au gaz metan. Adică sunt parte în proiect. O mai fi o uliță scăpată cumva, o să mergem pe extindere atunci, dar în general statele sunt principale. Da, eu sper totuși să derulăm, să le implementăm și pe asta, într-un cuvânt. Acum mai ține și de... Eu știu, să nu fie Von Chirion. Noi am eliminat, am avut un semen la Tătărești, un intram pe Natura 2000 și foarte greu obțineam avizul de mediu pe Natura 2000 cu, știți, discuțiile cu Gândacul și cu Baza Neagră și cu toate astea. Da. Și am redus două străzi acolo, de ne-am îndepărtat cu 500 de metri să nu mai intram sub incidența la mediu pe Natura 2000. În rest, nu sunt probleme deosebite până în momentul de față, numai că suntem un pic în întârziere, adevărat, dar mergem paralel și cu una și cu alta și o să, până la finele anului, eu sper că recuperăm, să zicem așa, timpul care nu s-a făcut, pentru că avem contractele semnate cu persoane care se ocupă strict din problema asta. Deci una se ocupă numai de un proiect și alta se ocupă de 10 și 12, cum avem noi, și alte probleme cu cetățenii și tot felul de... Întrebare. Punctul de discuție cu de la Petești. Este vorba de casa specialiștilor pentru profesor și pentru medici. Da, e foarte dacă important. Mai continuă proiectul, și ca locație. Și avem două variante, dar știm de una. Dacă se continuă, la școală acolo, nu? Nu la școală, nu, la Căminul Cultural. Da, deci e o dreptate. La Căminul Cultural. Da, se continuă sigur. Și acolo e cel mai bine. Da, deci pe ieșirea dinspre moara lui Băluță, am dat 10 ani acolo, am să fac tot dislipirii și s-au dat 10 ani pentru construcția aia, că nu știu cum, prejmâinii prevăzute, cu casa e... Și eu, aici am fost desfințare, că aici am fost un desfințare, unde a fost desfințare, ce se va face cu construcția aia? Haideți să vă dau... Am înțeles, vă dau o explicație pe fiecare în parte. Deci, întâi se vorbim de casa specialistului. Am primit avizul structurii de la Consiliul Județean și am emis autorizația de construcție. Deci, intrăm, să zicem, de săptămâna asta am făcut contractul cu o firmă care se ocupă de procedura de achiziție a contractului. Contractul e finanțat, e semnată finanțarea pe PNRR, sunt bani fără probleme. Partea de cofinanțare ne-am asumat-o noi prin hotărâre cu Consiliul Local și vom depune noi bine eligibil. Sper ca cel târziu, în 2-3 luni de zile, poate și mai degrabă, să apuce treaba. Deci nu avem nicio sincopă acolo, avem inclusiv autorizație funcționare. Bun, în ideea, dacă vor fi contestații, felicitații, dacă care să ne mai înlungească. Deci trebuie să respectăm procedura de licitați conform legii 98. Și în rest nu avem nimic, suntem... Și dispensarul... Da, dispensarul ăsta unde funcționează acum cabinetele la Pâncești. O să ne mutăm în centru integrat, în spațiul dintre Cămin și, dintre primărie și Cămin Cultural, care la fel până în primăvară vor fi gata. Firma care ne-a lucrat are planificare ca în timp iarnă să lucrez la interioare. Aici așa e programul de
derulare și în primăvară să fie gata. În primăvară, să zicem până în mai, iunie. Luăm în calcul încă 2-3 luni în plus. Va fi stat cu centrală propriu sau cu sobe? Nu, 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 nu. E cu centrală. Deocamdată e în proiect, e prevăzut că așa a fost și înainte. Sistem de încălzire centrală cu încălzării de la noi, de la primărie de aici. Centrala asta de la primărie, cam veche, are vreo 10-12 ani, nu prea are putere și o să luăm o centrală mai performantă aici. Dar am lăsat să termine să aduc un specialist energetic care să facă calcul, să vedem dacă în viitorul apropiat vom avea gaz metan, intenționez să nu mai cheltuim bani pe centrală, să luăm una pe gaz și acolo și aici, că stăți mai ușor de montat, și să vedem unde putem monta între garduri de la cum se cheamă asta, stadionul nostru de aici, gardul Caminul Cultural, să montăm o cisternă de de gaz, până când o să avem gazul pe conductă, să ne alimentăm de acolo. Și pe bugetul de la anul să schimbăm și primăria și centrul de gaz. Spațiul meu a fost dispensar, intenționam să facem un proiect de modernizare, pentru că el are 50 de ani de funcționare și sunt cu ferestre din lemn care sunt putre, construcția e destul de învechită, plouă, tabla, deci trebuie o capitală cu anvelopare, cu ferestre, cu interioare, cu tot. Și atunci, după ce o să-i facem o renovare care cu siguranță va dura cel puțin 2-3 ani, că să vedem de unde găsim fondurile și astea, o să vedem ce destinație putem să-i dăm. E construcția primării. Și se întâmplă cu poșta. Găsim. Poșta are până în 20% partea lor. Am luat toate actele de când s-a înființat poșta din 74 și am căutat tot ce am putut găsi ca să văd ce acte de proprietate au. Nu am niciun act de proprietate. Poșta până în 90, până în 89 la Revoluție, a fost a statului, că așa era poșta română. Și când a început să privatizeze din poșta română să facă societate pe acțiuni, sau cum se ia acum, cu capital majoritar tot a statului, 51% și 49% privat. Nu e patrimoniul primăriei? Vă explic, ca să înțelegi. Deci e a fost o privatizare MEBO cumva, nu știu, cum a fost și SMA-ul și mai multe chestii. Și atunci statul are procentul cel mai mare. Deci, într-un cuvânt, peste 50% are tot statul român, dar nu au acte. Au o hotărâre de guvern pe 92-93, prin care specifica acolo că toate bunurile care au fost a statului rămân în continuare a statului ca la nivelul ăsta. În schimb, terenul de sub poștă, de sub construcția poștă, așa, ăsta e intabulat la noi, la primărie. Am încercat să găsim o soluție să le cumpărăm spațiu și să-i lăsăm închirii cu ăsta, dar nu a acceptat la București, am făcut și niște adrese, am mai sunat și la bani. Dacă nu găsim altă înțelegere ca să-l cumpărăm cu bani, mai am mai vorbit cu la prefectură, găsim o altă variantă să-i acționăm în judecată, pentru că ei stau pe terenul nostru și să vedem judecătorul ce spune. Dacă acea hotărâre... Da, trebuie să mai studiem, să vedem la, nimic, la prefectură, la... La primărie, de nu primărie, plătesc nimic. Plătesc impozit, dacă ești proprietar. Plătesc impozit, unul ăsta, da, au valori mici. Am avut la Curtea de Conturi de la... În 2016 am avut o imputație de 1200 de lei care trebuia să recuperăm de la ei și o vin cu acte beton, până la urmă s-o dovedi că greșelul a fost din partea curții și nici pe ea nu mai dat și ne-am și judecat cu 2-3 ani. Într-o cuvânt, sunt proprietari de noi, cum e dispensarul, că e de locații de gestiune. Să vedem ce... Eu am încercat și varianta să facem un proiect, să facem parte în proiect, dacă tot e de-a statul român, să facem parte în proiect, dacă putem găsi o finanțare. Nici asta nu s-a putut realiza, că nu au partea de documente de proprietate, că zice la regiunea juridică, acte de proprietate. Nu vedeam, ceva trebuie să facem, dacă nu pe buget local, dar cert e că nu poți renova 80% dintr-o construcție, nu poți să lași o partea la mine învelopat, fără ferestre, sau în velitoare trebuie să o venim toată, că etajul tot e al nostru. Eu cred că
așa utilitate rapidă, o să-i dăm spațiul ăla, să nu dăm vreo două clase de la școală. Grădiniți cu 4, unde stările mai mari, că o să intre în reparație școala asta. La fel, suntem foarte aproape cu autorizația de construcție și scoatem la licitație. În primăvară eram mai optimist și am zis că le mutăm din toamna asta. Relocăm clasele pe alte școli ca să predăm școala către constructor. Acum am observat că sunt mai întârziat și nu am deja de vreo lună urmă am vorbit cu domnul director să facă igienizare, să rămână în continuare iarna asta în spațiu care urmează să renovăm, pentru că nu ne încadrăm până în noiembrie să facem ceva lucrări și decât să dăm ordine de începere în octombrie și în noiembrie să dăm desistare că vine iarna, mai bine lăsăm pentru un primăvară și dăm amână pentru. Și atunci nu așteptăm nici până în iunie, că îi luăm din timpul de execuție și nu o să fie timp să facă. O să începem, eu știu, undeva martie-aprilie să vedem cum cine va câștiga, să vedem cine e constructor, să-i predăm amplasamentul și dacă o să lucreze de pe martie, o să vorbim la inspectorat și să-i mutăm copiii în timpul anului școlar, să relocăm clasele de aici, pe alte școli. Și până atunci poate reușim să mutăm dispensare, să putem muta în construcția unde avem acum dispensare, să mutăm secretariatul școlii, arhiva. Omul vine tot la centru, poți duce arhiva la fulgerie și omul vine cu acta aici și îl trimis la fulgerie să caute, să iasă la pensie. Un învățător, un profesor, să scriu alte documente care nu este necesară părintele. Da. Am o problemă care vreau să o aduc la dispoziție. Vă fac cunoștință. Că începând de astăzi am 4-5 zile de concediu. Nu pot să iau concediu tot, că adică nu neapărat că rămâne comuna fără primar, ci aș suna mult și derularea proiectelor și așa, atunci am decis să-mi iau 4-5 zile în dispoziție prin care atribuțiunile de primar se delegă viceprimarului pe perioada cât nu sunt în comun, deci din începând de astăzi până luna cealaltă, când o săptămână, să mai învăț de sănătate, de alte probleme private. Și după o săptămână le luăm activitate. Deci, în perioada asta, va fi primar, doamnă viceprimar, de luat toate sarcinile. Și sper să meargă în continuare ca și cum aș fi eu aici. Deci, practic, să funcționăm. Funcționarea e mai grea decât derularea proiectului. O să mai încetim din derulare, că am scris ieri în platformă canalizarea de la Petrești. Le-am cam adus la zi, într-un cuvânt, așa, cu ce aveam de făcut. Și acum rămâne în perioada asta. Nu neapărat pe chis, dar mă dați seama că e greu să lucrez la distanță sau să... Nu, am greu și eu 5 zile de lecție. Deci eu am dreptul la 27 de zile de concediu și îmi iau 5 și nici nu am luat niciodată, și nu numai eu și ceilalți funcționari, n-am luat nici bani pe zilele care le-am luat. Nu, așa am mers toți și am zis că poate funcționarii și-ar fi luat bani, dar am zis că nu eu ca să nu ia nimeni, știți? Și în variantă asta. Cui vei trebui cu fiert. Da. Deci de a fi pus ședința din 25.08.2023 s-a încheiat. Mulțumim pentru participare, pentru înțelegere.